În cadrul acțiunilor dedicate prevenirii delicvenței juvenile și a asigurării unui climat de siguranță în școli și în afara acestora, polițiștii giurgiuveni din cadrul Serviciului de Prevenire a Criminalității s-au aflat ieri în mijlocul elevilor din localitatea Singureni. Polițiștii le-au prezentat elevilor și cadrelor didactice reglementările din noul cod penal privind răspunderea penală a minorului, aspecte privind disparițiile de minori, violența verbală și violența fizică în unitățile de învățământ, prevenirea consumului de alcool și substanțe etnobotanice, precum și implicațiile, respectiv efectele acestora. Au fost discutate aspecte și de interes privind prevenirea traficului de persoane, siguranța pe rețelele de socializare, absenteismul școlar și, nu în ultimul rând, siguranța rutieră, respectiv riscul de victimizare a minorilor prin accidente. Polițiștii Biroului de Analiză și Prevenirea Criminalității, împreună cu cei din structurile de ordine publică și poliție rutieră, sprijiniți de polițiști de proximitate, vor continua activitățile preventive cu elevii în cadrul unităților școlare din mediul urban și rural și vor efectua controale privind respectarea prevederilor legii.